Pa, am deschis consola, dar nu-i bai. Salut și bine v-am găsit la un nou gameplay, la un joc de care am aflat ieri. Se numește The Stomping Lands. E un fel de două feluri de Minecraft. Da. Pentru că nu este saving system în jocul ăsta, nu știu cum, nu știu dacă o să fac pe episoade sau dacă o să fac tutorialuri. Dar bănuiesc că asta o să fie episodul 1. Da. Ia să mergem în pădure. Jocul ăsta e chiar foarte interesant, zic eu, și chiar foarte ca lumea pentru un alpha pre-release. Hai să tem niște lemn, să vă arăt. Ia, vedeți ce frumos. Nici măcar nu este inventar. Și vă întrebați unde puneți lucrurile. Într-o cutie. Da, într-o cutie. Ia un dinozaur acolo. Nu știu dacă voi îl vedeți, dar eu sigurat îl văd. L-am și auzit, amu. Stai că fugim un pic de el. Da. Și poți să tragi resursele după tine. Uai, ce loc fain pentru casă. Ai că cocioabă. Da, poți să-ți faci aici casă ca să-ți setezi spawn point-ul, poți să-ți faci arme, poți să-ți faci triburi. Au făcut Andreuțu Gaming, am făcut cu Andreuțu Gaming un de asta, un gameplay, dar nu l-am filmat atunci împreună, nu știu ce. Acum m-am gândit să fac un pic single player. Unde vedeți voi o piatră? Să-mi spuneți dacă vedeți o piatră, bine. Și vorbesc de parcă mă joc live aici. Trebuie să găsesc o piatră ca să iau niște bolovan să-mi fac un tipi. Se numește cocioaba aici. Știți, cocioaba de aceea de amerindieni. Ia ni piatră. Țap, 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 țap. Place că cutia asta se face din ce în ce mai mare. Să-mi fac. Nu. Cred că mai trei lemn. Da, și aici e crafting-ul. Cu ce am aici pot să craftez destule chestii, dar nu ce vreau eu. Merem și mai luăm lemn. Nu-i bai. Aș vrea să-mi fac casa lângă o piatră, ca să am de unde să-mi iau resurse. Ia, de exemplu, acolo. Iar nu un dinozaur. Ăla-i prietenos, da, e. Oricum nu contează, că după ce o să supraviețuim mai multă vreme, omnibat el urât face. O să putem să omorâm orice dinozaur, aproape orice dinozauri găsim. Aici e perfect locul. De ce n-am adus mai încoace cutie? De ce așa? Cred că pot să fac am. Nu, cred că e 10 lemn. Facem. Stai să tragem un pic asta. Să-l fac în loc unde cutia, deci. Așa, e bine. Să fie pe direcția asta. Da, chestia asta avea de merată unde să-l construiască.
Vine unul de ala handicapat care mă atacă. Nu, nu mai vine. Ia, voi auziți? Vedeți pe ala din față, cu cornie. Ala nu mă... Sau ăla ăsta. Ușa numai prietenos cu noi. Hai să strângem resurse, să facem un arc. Ciudat că unii dintre ăștia au niște sunete ca găinile. Destul de interesant jocul ăsta, sincer. Abar n-am cum l-a ratat pala, dar în fine. Vreau să-i omor pe cei care mă atacă în momentul ăsta. A, poate și pe ăsta l-o omor. Doamne, dracu, am fugit. Dracu, voi îl vedeți? Eu nu văd pe nimeni. Arată-ți cornile, fraiere. Ia-l-ai. Am uit să-i avânați. Ce dracu, dar l-am pălit. Ales. Mai este careva pe cei. Ceea ce era un loc fain de casă. Avem carne, mă. Ne-am furnizat tot ce ne trebuie. Merem înapoi, facem un foc, punem la prăjit carne și noi merem la explorat. Da. Jocul ăsta a fost făcut să fie mai mult multiplayer, așa că au adăugat și chestii cum sunt triburile. Adică poți să-ți faci un totem și atunci îți faci tribul tău și poți să accepti pe cine vrei în tribul tău. Și numai ar fi un joc și PvP, știi? Știți cum zic? Da. Pentru că un joc single player nu-i chiar așa de mult e făcut pe aici. Ne bate, cum fac? Să jucăți găini. Hai dacă am ajuns. Lăsăm acolo carne. Și luăm niște piatră și niște lemn să facem un foc. Îmi dau cu toporul în piatră. Ce bine mă simt. Ar trebui să adauge și un târnăcop în jocul ăsta. Știți, adică să poți să iei numai lemne cu toporul și să găsești pietricea de pe jos. Dacă n-au bolovani. Și cu aia să-ți faci... ăla, doamne, firmă. Și cu aia să-ți faci...
Doamne feri. Pickaxe-ul, târnăcopul. Hai să punem carnea aici. Start fire. Da, mă gândeam eu. Stop fire. Hai să mai vânăm un dinozaur până atunci. Destul de faine sunetele în jocul ăsta și unele efecte. Seamănă și cu The Forest într-un fel, dacă stai să te gândești. Cred că se face sară în minte naș. Noi bai, doar luăm o torță și fugim pe pădure. Starfire ca și Starfire. Hai să luăm. Vine cu ploaie iar. Să facem mai multe săgeți. Că doar bine ahi. Crezi că mă omori, așa-i? Da, știți că încă caz că te omor din două lovituri. E că, na, te lovea și atât și te aruncă și pe numai ce să faci. Ce? Se pare că focul mai are. Pune-o jos. Stop fire. Trebuie să mai aducem și cealaltă bucată. Bine, noi să ne facem o torță. După când merg în pădure, nu uite-te, că vin iară. Nu cred că pot să pălești la distanța asta, dar în fine. O, oh, bă. Eu, de fapt, vreau să fac altceva. M-am auzit că dacă te plimbi pe caustic, o să găsești o peșteră. Și în peștera aia sunt niște ierburi. Și după ce omori un dinozaur de asta, poți să acest să pară heal și o să poți să-l călărești. Sună mișto, nu? Eu zic că da. Oricum, cred că o să închei aici episodul ăsta. Să-mi spuneți dacă v-a plăcut. E chiar foarte interesant jocul. Dacă v-a plăcut și vreți să vă jucați, vă luați voi pe file list. Na, ne auzim mai imediat. Salut!